Bună dimineața România, bună dimineața București! Pe durata acestui film, ca să nu ne uităm împreună la un ecran negru, puteți vedea în fundal cum am construit o mică bibliotecă configurabilă. Aceasta este dedicată tabletei de farmece sau, mai bine zis, Enchantment Table. Dacă ați ajuns la acest videoclip, înseamnă că vreți să aflați cine sunt eu și cu ce mă ocup. Mi se spune DemSky și voi fi gazda voastră în acest minunat joc numit Minecraft. Am făcut cunoștință cu universul Minecraft în vara anului 2011. Am început să creez clipuri pentru YouTube câteva luni mai târziu, în luna octombrie, dacă nu mă înșel. De atunci m-am specializat în modificările făcute de către comunitate pentru Minecraft. Acestea sunt poreclite moduri, iar jocul în sine este numit Modded Minecraft sau Minecraft modat mai pe românește. Până acum am făcut filmulețe numai în limba engleză, pentru că acesta era publicul principal, dar am observat că și românii noștri au început să dezvolte un gust pentru Minecraft. Așa că iată-mă în fața voastră cu o parte ceva mai ciudățică a acestui joc. Care sunt planurile pentru viitor? De ce am făcut acest videoclip? Cum spuneam mai înainte, până acum am înregistrat numai în engleză. Am văzut că se poate face și ceva în Minecraft și în România, așa că voi înregistra pentru românii mei stagiile prin care trec eu ca și jucător pe o hartă, ceea ce în engleză se numește Let's Play sau LP. În română îi se spune mai degrabă, iată frate cât de rău pot să-mi iau eu de la scheleții ăștia. Deci vă puteți da seama ce ne așteaptă. Voi continua totuși să fac videoclipuri și în engleză. Vor fi sub formă de tutoriale și, în anumite cazuri, serii speciale cu jucători din străinătate. Pentru aceia dintre voi care vor să afle detalii, trucuri suplimentare, recomand să vă uitați și la aceste tutoriale, la aceste clipuri în engleză. Sunt explicate în detaliu construcțiile mai complicate și, în cazul în care aveți dubii sau întrebări, o să vedeți să explic exact și motivele pentru care construiesc exact așa cum construiesc. Câteva reguli și restricții. Cum spuneam, înregistrez videoclipuri din octombrie anul trecut. Să zicem că am ceva experiență sub centură. Pot să spun că sunt un om în general calm și îmi place să văd partea bună a oamenilor, dar am și eu limitele mele, bineînțeles, și de aceea va trebui să impun anumite reguli și restricții. În primul rând am rugămintea să nu îmi cereți să jucăm împreună. Sunt rugat de foarte multă lume și devine dificil la un moment dat să refuz politicos la infinit. Trebuie să înțelegeți că seriile de multiplayer au nevoie de anumite condiții, okay? Și în general se fac numai între youtuberi. Deci nu tu ai 13 ani, ai descoperit Minecraft de curând și vrei să joci împreună cu mine, nu se poate. Ok? Nu îmi cereți fișierele de Minecraft. Este ilegal. În cazuri speciale o să existe în descrierea clipului câteva linkuri de unde se pot descărca modurile, da? Deci către site-urile respective. Deci nu îmi cereți fișierele de Minecraft. În al treilea rând, nu întrebați cum se instalează modurile sau de unde se iau. Ok, în acest scop voi face videoclipuri, cum spuneam, în engleză, în care arăt exact cum se face instalarea inițială. Deci de fiecare dată când aveți nevoie, pur și simplu revizitați acel videoclip. Pentru orice modificări ulterioare, pentru că vor apărea, o să menționez clar ce trebuie modificat și o să fie un link către un articol pe care o să-l mențin în permanență cu toate modurile și modul de instalare, da? Și eventual dacă apare ceva mai dificil de instalat, voi face de asemenea și un mic filmuleț. Nu pomeniți, vă rog frumos, de TechKit sau Technic Pack sau Yokebox. Nu folosesc mod pack-uri din două motive clare. Unul la mână, nu sunt privite cu ochi buni de către dezvoltatorii de moduri. Au fost în trecut niște dispute cu permisiunile pentru folosirea modurilor. Și, mă rog, de atunci au primit o reputație, să zicem, negativă în comunitate. Doi la mână, nu îmi place să mi se spună ce moduri să instalez, ce versiuni să instalez și să joc.
Îmi place să testez versiunile beta, îmi place să văd elemente noi înainte să apară versiunile recomandate, îmi place să fac singur modificările așa cum doresc, îmi place să joc cum vreau eu. Deci nu îmi place să mi se impună anumite lucruri. Cam atâta despre reguli și restricții. În ceea ce privește comunitatea și cum îmi place mie să interacționez cu voi, am câteva rugăminți. În primul rând, nu vreau să fiți ignoranți. Este în natura umană să fim ignoranți și eu mă fac vinovat de acest lucru câteodată. Însă mi s-a întâmplat de foarte multe ori să port conversații despre Minecraft cu oameni care erau mult prea leneși să dea o simplă căutare pe Google. De ce vreau acest lucru? În primul rând, o să vă ajute foarte mult pe voi să vă dezvoltați în ceea ce înseamnă Minecraft. Dacă vreți să priviți lucrurile dintr-un alt punct de vedere, să zicem că o să deveniți ceva mai, nu știu dacă există termen de comparație, mai experți, hai să zicem așa, în ceea ce privește Minecraft, da? Spre exemplu, conversațiile standard pe care am ajuns să le port sunt ceva de genul: mi se dă un mesaj, cum se instalează nu știu ce mod. Ok? Îi dau răspuns înapoi destul de simplu, îi zic: frate, du-te pe site, vezi că scrie acolo. Păi unde scrie acolo, că nu găsesc? Îi dau răspuns înapoi, vezi că scrie mai jos. Dă și tu scroll, mai jos, mare, roșu, cât capul. Mai târziu, peste o zi, două, îmi dă mesaj înapoi, bă, nu vrea să meargă, îmi creșuiește Minecraft-ul, se duce dracu totul, ecran negru. Zic, ok, ce versiuni de Minecraft și de mod ai sau vrei să instalezi? Îmi dă exact versiunea de Minecraft și de mod și mă uit și eu pe site, ok, văd exact ce versiuni sunt acolo. Îi dau răspuns înapoi, păi vezi că pentru versiunea asta de Minecraft trebuie să instalezi versiunea Y a modului, nu X, ce ai instalat tu până acum. Și a primesc că răspuns înapoi, că vai, că mulțumesc, că ești extraordinar, că vai de capul meu. Ok? Genul ăsta de conversații mă seacă. Ce e atât de greu să te duci să cauți, mai ales dacă eu îți ofer un videoclip în care îți arăt cum se instalează și de unde se instalează. Și credeți-mă că nu sunt genul de om care să treacă peste lucruri. Puteți să vă duceți să vedeți din tutorialele mele și videoclipurile mele în engleză că nu sunt genul de om care să treacă de prea rapid așa peste detalii. Îmi place să intru acolo, să caut acum în fân, da? Deci nu aveți motive ca să purtăm conversații de genul ăsta. Ok? Bun, deci am acoperit faza cu ignoranța. În legătură cu interacțiunea între mine și voi, trebuie să vă spun în primul rând de ce am hotărât eu să fac videoclipuri pentru YouTube despre Minecraft și de ce sunt eu atât de pasionat de Minecraft. Este vorba de comunitate, oameni buni. Comunitatea asta de Minecraft a făcut ceva ce nu cred că a făcut până acum o altă comunitate de gameri. Este o comunicare incredibilă în cadrul comunității între oamenii care dezvoltă jocul și jucători, între oamenii care creează moduri, deci developeri, dezvoltatori și oamenii care joacă. Există o permanentă comunicare. Același lucru vreau și eu de la românii mei. Ok? Deci vreau să interacționați cât mai mult cu putință. Nu mă interesează în mod deosebit like-uri sau să vă abonați, deși vă dați seama că apreciez fiecare mânuță acolo și fiecare om care se alătură. Vreau un schimb conversație. Comentați. Dacă pun vreo întrebare în videoclip, răspundeți la întrebări. Dați-vă cu părerea ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Poate credeți că ar fi mai bine dacă aș modifica ceva anume în ceea ce construiesc. Poate că am uitat să fac ceva. Poate că există mici lucruri pe care le-am trecut cu vederea.
Vreau să-mi arătați că sunteți interesați. Cu cât văd mai multă lume interesată, cu atât crește și dorința mea să continui ceea ce fac. Ok? Dacă voi considerați că, băi, nu mi-ajunge faptul că mă uit la videoclipurile omului ăstuia. Nu mi-ajunge faptul că poate dau un like și dau un comentariu acolo. Vreau să fac mai mult, vreau să mă implic. Ok? Cum puteți face lucrul ăsta? În primul rând, dacă sunteți genul de oameni care construiți. Ok, frate, am făcut o catedrală imensă sau am făcut un oraș întreg sau uite aici să-ți arăt ce am construit eu în Minecraft. Sunt foarte bucuros să îmi trimiteți un link, eu știu, pe transfer.ro sau ceva de genul ăsta, harta pe care ați construit voi, construcția respectivă. Bineînțeles, menționați acolo clar ce versiune de Minecraft, ce versiune de moduri, dacă există, eventual, dacă sunteți genul de oameni, puteți să menționați și texturile, să-mi spuneți, vezi că se vede cel mai bine cu textura nu știu care. Pe cât posibil o să încerc să văd exact despre ce este vorba și bineînțeles dacă este ok și este totul în regulă, o să apară un videoclip pe baza acelei hărți, a acelei construcții. O să apară numele vostru în acel videoclip, cum vreți voi să apară, dacă vreți să apară, eu știu, canalul de YouTube sau pur și simplu porecla, nickname-ul, da? Dacă vreți să duceți un pas și mai departe, recomand reply-uri video. Nu mă interesează să fie extraordinar făcut filmulețul. Nu mă interesează să fie, eu știu ce, audio sau nu mă interesează, puteți chiar să nu vorbiți în clipulețul respectiv. Mă interesează să fie în schimb la subiect și să se vadă clar ceea ce vreți să arătați. Da, să zicem că, spre exemplu, mă apuc eu într-o zi și fac un clipuleț despre nu știu ce lift sau uși speciale în Minecraft. Ok, și voi vreți să faceți un videoclip în care mi-arătați, băi, vezi că acolo dacă modificai nu știu ce, ieșea mai bine treaba și arăta mai ca lumea. Da? Vreau să se vadă clar ce anume este acolo, eventual dați luminozitatea la maxim. Da? Un text aici colo, nu mă interesează să fie ceva extraordinar, mă interesează să se vadă. O să, nu știu dacă ați observat și voi, că un videoclip în care se scurt la obiect este mult mai apreciat decât un videoclip în care pur și simplu vorbește omul ăla respectiv acolo și dă și dă și dă și vorbește și mi-arată același bloc timp de 5 minute. După cum puteți vedea și voi acum, eu vorbesc, dar în același timp vă arăt și ceva constructiv, nu stă degeaba acest videoclip. Deci nu apare un ecran negru sau mai știu eu ce, vă arăt meniul principal din Minecraft. Cam ăsta sunt eu. V-am spus până acum ce fac, cu ce mă ocup. Pasiunea mea este Minecraft, cum vă spuneam. Vreau să fac aceste videoclipuri și în română, da? Pentru că simt că noi ca și comunitate avem nevoie de un liant. Simt că românii poate că ar trebui să găsească cumva și ceva care să-i lege. De obicei găsim numai lucruri care să ne despartă. Poate sunt puțin mai patriot decât ar trebui. Cu, eu știu, poate cu moderație, să zicem așa, da? Acest videoclip va fi cel mai serios videoclip în română pe care o să-l fac și eventual cel mai corect din punct de vedere gramatical, așa că dacă vreodată veți simți că nu mai puteți și aveți nevoie de o pauză de la videoclipurile normale, recomand să reveniți și să revizualizați. Vă las aici. Așa că bună seara București, bună seara România, pe data viitoare!